vă recomand să deveniți creativi. Scrieți pe ce puteți să scrieți, dar să nu stricați chestii, de exemplu, nu puteți să scrieți pe bănci sau pe... Întrebați înainte, mai bine. Întrebați înainte, orice idee vă vine, întrebați. Da, puteți să vă folosiți de mese, de scaune, să le puneți cum vreți voi. Da? Înțelegeți ce vreau să vă spun? Ideea e că trebuie să fiți super, super creativi și să faceți un performance advocacy pe una din temele taberei, pe tema discriminării. Aici vă alegeți voi că e discriminare de gen, că e discriminare rasială, că e discriminare etnică, religioasă, pe bază de vârstă. Asta le știți că e vorba de bullying. Da? Asta le știți voi. Ideea e în felul următor, că vor apărea foarte multe idei. Ideea e ca în procesul de lucru să învățați niște lucruri pe care voi după aia le puteți aplica în propriile voastre licee. Deci dacă veți merge acasă și veți vrea să faceți un tip, un advocacy într-un mod inedit, îl veți face folosind instrumentele pe care le-ați obținut de anul. Hai, încercăm o dată să stăm în echilibru. Hai, două, trei și... Ok. Și deschidem de schimbă. Hai. Eu întotdeauna dau argumentul politicienilor noștri, da? Dacă e să ne uităm cine fură România cu adevărat și care sunt sumele furate, o să vedem că cei neromi sunt cei care fură cel mai mult. Și nu ne gândim la corupție. Noi întotdeauna cel corupția cu faptul că politicienii fură, e așa o chestie abstractă, dar ne gândim că până la urmă, da, s-au furat milioane pentru autostradă. În România avem unul dintre cele mai mari rate ale mortalității pe șosele din Europa, pentru că nu avem autostrăzi. Și asta înseamnă că fiecare leu furat de la drumuri se poate transforma, se are conversie în morți. Politicienii folosesc pericolul maghiar sau pericolul român în funcție de interesul propriu. Depinde foarte mult de voi să nu vă lăsați manipulați. Mie mi-e foarte greu să mă conving pe mama în momentul ăsta că ungurii nu o să mă ia țară. Dacă n-ar fi politicieni cu discursuri idioate, vă zic eu că oamenii ar trăi mult mai, relaxați. 3, 2, 1. S-a format ce? Nu. Ne-am lovit? Da. Încă o dată, dragilor. Zbuș! 3, 2, 1. Bun. Am o rugăminte. Nu încercați să mă hipnotizați prin numărare, încercați să mă treziți din somn. Că numărați 3, 2, 1, 6. Adorm, serios. Da, vă bune. Deci, 3, 2, 1 și show vreau să facem cu acest 3, 2, 1. Zbuș! 3, 2, 1 și... Perfect, putem să numărăm un pic mai rar. Da? Nu atât de repede. Zbuș! 3, 2, 1 și... Beti! Nu te mai amenaja, mamă. Încearcă să vezi dacă te simți bine și pe partea cealaltă de cer. S-ar putea să fie mai răcoare. Zbuș! 3, 2, 1 și... Bun. Putem să folosim picioarele și în alt fel decât prin mers. Putem să și alergăm. Da, dragilor? Zbuș! 3, 2, 1 și... Dacă alergăm, nu înseamnă că trebuie să numărăm mai repede. Zbuș! 3, 2, 1 și... Da? Ia să încercăm ritmul ăsta. Zbuș! 3, 2, 1 și... Încă o dată. Zbuș! 3, 2, 1 și... L-ați lăsat pe Sergiu pe din afară. Ce aveți cu el? Nu vă place. Eu nu iau Sergiu pe poker aici. Încă o dată și pentru ultima oară vreau să facem cercul cu distanțe egale între noi. Zbuș! 3, 2, 1 și... Ne trebuie respect? Hai! Și voi trebuie să arătați respect! Liniște! Mergem! Doamne, nu uitați-o, dar ce-a făcut?
Ne-a interesat capacitatea lor de concentrare, ne-a interesat abilitatea lor de a putea sta în fața unui public, unui auditoriu și a se putea exprima liber, fără constrângeri. I-am învățat câteva trucuri din ce înseamnă bucătăria teatrului, ce înseamnă tracul, cum se pot adapta unor situații neobișnuite. Și când spun chestia asta, mă refer la faptul că i-am introdus puțin în tainele improvizației teatrale. Ce înseamnă improvizația? Practic plecăm de la o idee, de la un concept și construim o lume, un univers. Personaje, un spațiu, o acțiune, un conflict care se naște aici și acum sub ochii noștri, iar ei, cu abilitățile lor, cu inteligența, sensibilitatea, cu experiențele lor, cunoștințele lor, reușesc să se adapteze noi situații create, să o dezvolte, să o ducă mai departe și chiar să se simtă bine în ea. Practic, noi am creat un teren al iluziei teatrale propice pentru ca ei să-și descopere și să-și dezvolte propriul lor potențial. Interesul principal a fost ca fiecare să traverseze o experiență motivațională care la final să îl transforme în așa fel încât el să nu mai fie cel care a venit. Chiar dacă transformarea la unii a fost mai puternică, la unii mai puțin vizibilă, aceste lucruri și tot ce s-a întâmplat, toate experiențele pe care ei le-au trăit, se vor decanta în ei. Și la un moment dat, ei vor putea face apel, rămân în subconștientul lor și ei vor putea face apel la aceste experiențe și sperăm noi că le vor folosi. Dar, vorbind din experiență, cu siguranță le vor folosi, pentru că teatrul nu dăunează niciodată nimănui. Cu ajutorul improvizației, ei au reușit să stăpânească emoțiile, fricile și să treacă dincolo de limita personală a fiecărui om, care se poate enunța într-o simplă frază. Nu pot. Noi asta ne-a interesat, să plecăm de la nucleul care creează discriminarea, de la temerea de a te integra într-un grup, de a nu fi acceptat sau la rândul tău de a accepta pe ceilalți. I-am învățat ce înseamnă diversitatea cu ajutorul jocurilor teatrale, diversitatea care în primul rând există în noi și implicit în ei. Și apoi, bineînțeles, că am întors reflectorul de pe ei, l-am pus pe lume. Plecând de la diversitatea noastră interioară, ei au descoperit că lumea de afară se poate vedea nu numai cu ochii, se poate vedea cu auzul, cu pipăitul, cu toate simțurile noastre și în special cu al șaselea simț. Apropo de situația în care de momentul în care te găsești într-o situație fără ieșire, într-o situație în care ești discriminat sau în care te întâlnești cu fenomenul de bullying și trebuie să ripostezi, și când spun ripostă, nu mă refer la o ripostă violentă, nu. Să-ți folosești inteligența și să-l descurajezi și să-l dezarmezi pe agresor cu cele mai civilizate arme. Teatrul te învață să faci acest lucru. Au fost 4 zile foarte intense, mai ales pentru cei 15 participanți, dar și pentru noi. Eu și cu Florin ne-am axat pe cursul de arta actorului și improvizație teatrală, în care timp de 4 zile am încercat cumva să condensăm cele mai importante elemente din materia semestrului întâi actorie, care presupun integrarea într-un grup, care presupun dezvoltarea atenției, dezvoltarea concentrării, care presupun dezvoltarea creativității și un soi de autocunoaștere a propriilor limite fizice, psihice și emoționale. Am traversat multe momente frumoase, dar și grele pentru ei, în care fiecare și-au descoperit propriile neputințe sau propriile limite și fiecare dintre ei a reacționat într-un fel mai mult sau mai puțin vocal. Dar cel mai important este că
cu toții am putut să tragem o concluzie din asta și chiar ultimul exercițiu pe care l-a propus Florin în cadrul atelierilor a fost unul prin care ei trebuiau să treacă printr-o sfoară de diametru de un metru, să spunem, și la început eu am afirmat că vor trece în 5 minute prin sfoara respectivă. În momentul în care au pus în practică, au descoperit că prima oară au trecut în 42 de secunde, după care când au încercat a doua oară să treacă prin sfoară, timpul s-a înjumătățit și a ajuns la 21 de secunde. Și cred că asta a fost una dintre cele mai importante concluzii ale taberei, că niciodată nu știm care sunt limitele noastre de fapt și niciodată nu știm cât de mult putem și de ce suntem într-adevăr în stare și că întotdeauna ne subestimăm și ne punem singură preliști. Ne-am dat seama și eu și Florin că avem de-a face cu niște copii extraordinar de inteligenți care încă nu sunt prinși în lumea asta virtuală, așa cum ziceam și mai devreme, și care se vede ca un univers foarte, foarte bogat. Zbuș! 3, 2, 1 și... Am înțeles ce înseamnă să înțelegem pe alții, înțelegându-ne pe noi înșine. Pentru că în momentul în care ajungi să te înțelegi și să devii empowered, lucru pe care actoria îl face, te face să ții corpul, mintea și sufletul în mâini. În momentul când tu scapi de propriile tale nesiguranțe, când tu îți depășești limitele, când tu capeți controlul asupra ta, nu mai simți nevoia de a discrimina, nu mai poți discrimina. Am făcut un workshop de public speaking. Copiii au fost foarte receptivi, mă bucur că am lucrat cu ei. Am încercat să le transmit o tehnică de pregătire înaintea unei prezentări. Și sper să fi învățat ceva de aici. Nu știu, am încercat să învăț să respire corect pentru că ajută la concentrare, am încercat să le induc nevoia de a vorbi corect, literar, adică să ducă cuvintele până la capăt, să le articuleze cum trebuie și sper că am învățat ceva din experiența asta. Mam, mem, mim, mom, mum, mam, mum. Toate detaliile unui antrenament pregătitor te pregătesc pentru toate tipurile de discurs. Pentru că respirația, spre exemplu, te ajută să scapi de emoții. O dicție corectă, o încălzire corectă a limbii și a mușchilor faciar te ajută să duci cuvintele mai ușor la capăt și să nu ai probleme în timpul discursului pentru că cineva din public nu te va auzi sau știu eu ce alte lucruri. Oricum, ele sunt importante, clar. Cel mai mult la școală de vară, altfel despre hate speech, mi-a plăcut faptul că am putut să interacționez cu elevi care au preponderent aceleași preocupări ca și mine și că la cursurile pe care le-am avut împreună cu Ioana și Cristina am reușit să-mi însușesc anumite informații despre discriminare, minoritate și stereotipuri, totodată despre drepturile omului și responsabilitățile acestea în comunitate și consider că le voi putea folosi într-un mod util pentru a le transmite și colegilor mei din comunitatea băcăoană și astfel vom putea reduce numărul persoanelor care sunt discriminate și supuse acțiunilor de bullying. Mi-am făcut noi prieteni și la cursurile de teatru am învățat cum mă pot descoperi cât mai bine. Tabăra aceasta pentru mine a însemnat multe lucruri. În primul rând am cunoscut persoane noi, mi-am făcut prieteni și am învățat lucruri despre mine, am învățat ce fel sunt alții și ce comportamente au. Cred că cel mai important lucru este că ne-am distrat, am cunoscut oameni noi, am învățat lucruri minunate pe care abia aștept să le împart cu prietenii mei și avem orașe noi de vizitat. Pentru mine această tabără a fost o adevărată schimbare, deoarece am ajuns să mă cunosc puțin mai bine de cum mă cunoșteam și am ajuns să știu cum să mă calmez și să știu cum să-mi coordonez viitoarele lecții pe care o să le țin copiii.
și să mă pun în pielea a mai multor persoane prin faptul că am făcut foarte multe exerciții de actorie. Și ce mi-a plăcut, colectivul, pentru că ne-am înțeles foarte bine cu toții și am colaborat foarte bine și în urma scenelor pe care o să le facem. Am avut parte de o experiență extraordinară aici. Am fost în tabere care erau mult mai mulți oameni și nu ne-am integrat bine și consider că a fost un lucru foarte bun că am fost doar 15, pentru că am format o familie. Îmi pare rău că nu o să mă mai întâlnesc cu oamenii ăștia, sau cel puțin în această formulă. Sper să mă mai întâlnesc cu ei. Am învățat foarte mult, am învățat că părinții nu au voie să mai interzică după vârsta de 14 ani cu cine să stau. Am și scris chestia asta. Am primit Constituția României pe care nu o aveam și o să o citesc 100%. Am întâlnit o grămadă de oameni foarte, foarte frumoși și de la care am avut de învățat super multe lucruri. Am format aici o familie și o să-mi fie foarte dor de ei și sper să-i revăd în curând. Această tabără a însemnat pentru mine un motiv de a-mi întrece limitele, de a avea curaj, de a socializa cu persoane care mi erau total necunoscute. Ce mi-a plăcut aici a fost exercițiile pe care le-am făcut alături cu actorii, care ne-a ajutat să devenim mai încrezători noi, să avem puterea de a spune ceva fără să ne gândim înainte ce. Am ales să vin în această tabără pentru că pentru prima dată e o experiență să vin într-o școală de vară și m-au atras foarte mult și temele pentru discriminare și discurs incitator la ură. Și chiar am vrut să particip la acest lucru și să învăț lucruri noi și am reușit să învăț și drepturile omului, adică toți oamenii avem drepturi, indiferent de asta, nu e bine să discrimin. Am învățat să fac improvizații, am făcut diverse jocuri care au reușit să... Cum să spun? Să deschidă ceva, adică o dorință de a continua cu improvizația și să fac mult dialog cu alții. Am învățat că e bine atunci când ții un discurs să repeți, de fapt să spui ce vrei să vorbești, apoi să spui despre ce vrei să vorbești și să reamintești despre ce ai vrut să vorbești. Nu mă așteptam să întâlnesc prieteni, pentru că mi-am creat 14 noi prieteni cu care sunt sigur 100% că mă voi mai întâlni în viață. Nu mă așteptam să învăț lucruri care mi-au recapitulat oarecum cei 10 ani de școală de până acum. Nu mă așteptam ca în 4 zile, a câte 6 ore de teatru, să învăț lucruri pe care nu am reușit să le învăț în 4 ani de teatru. Nu mă așteptam să întâlnesc trainer și să avem o echipă de jurnaliști, actori, prieteni lângă noi 24 de ore din 24. Această tabără a însemnat pentru mine acapararea foarte multor cunoștințe care pe mine mă vor ajuta foarte mult în viața de zi cu zi. Pentru că discursul urii, cel puțin, eu cred că poate fi combătut. Din această tabără plec cu ideea că discriminarea și discursul urii nu sunt necesare, deoarece toți suntem egali în drepturi și toți avem aceleași drepturi. Tabăra aceasta a însemnat pentru mine enorm de mult, deoarece am învățat să devin creativă, am învățat să nu discriminez, am învățat cum lumea poate fi mai bună și cum noi putem ajuta ca ea să devină un loc mai pașnic pentru toți cei din jurul nostru. A fost un program incredibil, trainerii au fost foarte, foarte bine pregătiți și ne-am lămurit toate problemele pe care le aveam de acest subiect. A fost o experiență inedită la care aș vrea să iau parte de foarte, foarte multe ori, dacă este posibil. Am venit aici cu ideea că vreau să învăț cât mai multe, vreau să dau la psihologie și cred că discriminarea e una dintre problemele cele mai mari care cauzează uneori bolile mentale. Sau, mă rog, le înrăutățesc în orice caz. Am să plec de aici cu ideea că întotdeauna detaliile contează și atenția este extraordinar de importantă, poate mai important decât concentrarea uneori. Și că întotdeauna se poate să cunoști mai multe decât... urmează să cunoști mai multe despre tine decât crezi că poți cunoaște. Și că
În tine se află mai multe personalități decât crezi. Pot spune cu melancolie că o să-mi fiu foarte dor de prietenii pe care i-am făcut aici. Pot să zic că avem chiar o familie noastră. Ce mi-a plăcut mie la hate speech a fost că ni s-a demonstrat exact că un gest face cât 1000 de cuvinte. Am întâlnit niște oameni extraordinari, de la copii până la traineri. Totul e perfect și amenajat și mâncare, totul a fost deosebit. Știu că e experiență care m-a marcat într-un anume fel, pentru că eu am oarecare emoții de a discuta în public și prin toate joculețile pe care le-am făcut, toți am fost puși în lumină și am putut să ne expunem punctul de vedere. Suntem aici pentru că merităm. Am venit în această tabără de vară pentru a învăța despre drepturile omului și pentru a căpăta încredere în mine. Cel mai mult mi-a plăcut faptul că am întâlnit niște oameni incredibili care m-au ajutat foarte mult să trec peste fricile mele și acum o să mă gândesc foarte bine ce o să zic în anumite situații delicate. Mesajul cu care o să plec de aici este: sunt aici pentru că merit. Și acum sunt în halul ăsta îmbrăcată și machiată pentru că am de prezentat proiectul pentru absolvire și joc rolul unei rome care nu are posibilitățile copiilor normali. Am venit în această tabără pentru a învăța o grămadă de lucruri noi și pentru a dobândi o nouă personalitate, în același timp să mă descoper pe mine. Acestea sunt lucrurile pe care chiar le-am descoperit în săptămâna asta, pe lângă faptul că mi-am făcut și foarte mulți prieteni cu care sunt sigură că o să păstrez legătura și o să fim o familie mereu. De asemenea, am învățat să am mai multă încredere în mine, să am încredere și în alții și am învățat că în mine se ascund de fapt mai multe personalități care așteaptă să fie descoperite și să facă tot ce mai bun pentru lumea înconjurătoare. Mi s-a părut interesantă și tema pe care o aborda școala, altfel despre hate speech, și faptul că aveam să vorbim despre drepturile omului. Și ajungând aici și începând cursurile, sesiunile teoretice, mi-am dat seama cât de puține lucruri știu de fapt despre subiectul ăsta, cât de puține lucruri știu de drepturile pe care le am și cât de multe prejudecăți au oamenii. Și chestia asta m-a marcat foarte tare, pentru că nu mi se pare normal ca anumiți oameni să fie discriminați fără ca măcar să-și dea seama. Sau să-și dea seama, dar să nu știe că le sunt încărcate drepturi fundamentale. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult, adică a fost o experiență extraordinară. Eu am mai participat și în alte tabere, dar nu s-a comparat cu nimic din ce am văzut până acum. Vă iau lucrările dacă mai copiați. Pici, mamă, mi le umor, doamne, răm, viitor! Cum ți-ai permis să faci așa ceva? Încercam să copiezi de la mine. Minte, doamne, copiezi de la mine. O dă-mi copiezi, m-am permis. Pe lângă faptul că ești și nesimțită, mașiniți, cum ți-ai permis să copiezi colega? Nu ți-ai învățat pentru astăzi? Bă, da. Nu e adevărat că copiezi de la mine, doamne, așa ți-ai dat. Exact, am văzut cu ochii tăi că ai copiat. Nu este așa clasa. Nu cred, bă, dar ce, că nici în șantru nu-i așa. Ceva pe fund. Ah, mă scuzați. Cu ce să vă servesc? O bucățică din tine. Taci. Auzi, nu vrei să iei un loc? Nu, mă scuzați, sunt tipul serviciului. Am înțeles.
Și... ce faci tu aici la serviciu? Nu... nu poți să mă servești cu nimica? Zi. Ba da, un martini ceva? Un martini, a. E bun martiniu? Da. Îți zic eu, îți zic eu. Nu e bun. Și știi de ce? Pentru că ești femeie. Și știi ce fac femeile? Nu. Nimic bine! Treci în bucătărie, acolo e locul tău, treci! Știi că nu doresc nimic? Treci! Să aveți poftă! Femeile! A, păi ce să-i faci? Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții. Eu nu permit așa ceva. Dă pe mine, mă nervează! Numele tău este cocaină sau heroină. Tu te-ai născut dintr-o greșeală. Părinții tăi erau drogați, consumau alcool în prostie și ai apărut pe lume. E adevărat, noi nu te vom omorâ acum, dar să nu crezi că vei avea drepturi egale cu noi. Niciodată. Pentru că părinții tăi au greșit, tu trebuie să știi că te vei supune și vei plăti greșeala lor. Pentru că trăiești în lume. Pentru că oamenii... oamenii nu sunt chiar așa cum îi crezi tu. Știi? Ha, ce fost puternic!